Salutare și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi am să ating o problemă destul de spinoasă și anume, știți ce înseamnă durerile pe nervul sciatic? Este acea durere în care pur și simplu nu ai putere în picior, te lasă pur și simplu de tot piciorul. Practic este o durere lombară care iradiază pe picior în jos. Și astăzi m-am gândit să-ți arăt câteva exerciții care te vor ajuta să ameliorezi un pic durerea sau poate chiar să-ți treacă de tot. Haideți! Poziția inițială este sprijin pe palme și pe genunchi. Întindem un picior, laba piciorului este trasă și am să duc piciorul într-o parte. Execuția se face lent, laba piciorului trasă și îl duc într-o parte. Perfect! Rămânem în aceeași poziție, așezăm un picior peste celălalt și duc ușor bazinul cât îmi permit. Da? Schimbăm, pun piciorul, îl așez peste celălalt și mă duc în jos. Din nou. Perfect, ne așezăm pe spate, culcat, dorsal. Un picior este sprijinit pe talpă, celălalt sus, laba piciorului de asemenea trasă și stăm acolo. Câteva secunde, schimbăm. Bun, așez laba piciorului peste genunchi, arcuim colo, arcuim. Și invers. Am să încerc să o iau cât de cât metodic. Aceste exerciții sunt puțin mai ușoare, dar te-am pregătit pentru ceea ce urmează. Acum, aceeași poziție, dar bag mâna printre ambele picioare, ridic celălalt picior și încerc să trag genunchiul la piept. Fie rămâi culcat complet pe spate sau poți să ridici și cap. Și schimbăm, picior peste picior, bag palma și prind în spatele piciorului și stau acolo. O să simțiți aici foarte bine cum se întinde. Hai, încă o dată, trag. Și cu celălalt, desigur. Perfect, păstrăm aceeași poziție, dar de data aceasta, cine își permite și nu are dureri foarte mari, poate să întindă piciorul și să stea acolo. La fel, genunchiul trebuie să fie lateral, dar nu la gât, la față, da? Lateral, stăm acolo. Și schimbăm.
încă o dată. Și pe celălalt picior. Bun, și acum prind cu ambele mâini, ambele picioare, trag la laba piciorului și încet întind picioarele. Din nou, în doi și întind. În doi și întind. Și ultima. Perfect. Mai avem încă un exercițiu din culcat dorsal. Așezăm pur și simplu picior peste picior, relaxat, și duc cât îmi permite, duc ambele picioare într-o parte. Veți simți aici zona aceasta foarte bine cum se întinde. Și dacă aveți dureri mari, s-ar putea să vă doară, nu forțați, decât atât cât reușiți să vă faceți mișcarea. Schimbăm. Încă o dată. Perfect. Acum avem ușor picioarele depărtate. Îți arăt succesiunea mișcării care urmează să fie făcută. Picioarele sunt ușor depărtate și pur și simplu le așez. Tălpile rămân pe loc, da? Desenez un S, după care mă întorc și stau acolo. Palmele sunt orientate față în față, da? Nu așa și nici spre înainte. Sunt față în față și îndoi în brațele și stăm acolo. Mă întorc, da? Și reluăm și în partea cealaltă. Desenăm S-ul, da? S, întorc trunchiul și mă așez. Încă o dată să mă asigur că ați înțeles mișcarea și poziția este una extrem, extrem de utilă și eficientă. Perfect până aici. Ne așezăm pe cad ventral, facial. Ușor ridicăm trunchiul cât îți permite durerea și stai acolo câteva secunde, după care revii și sus . Perfect. Acum îndoi genunchiul. Îndoi genunchiul. Așez bazinul ușor în lateral. Piciorul din spate este îndoit și aceeași poveste, lăsăm trunchiul spre înainte. Schimbăm. Trag laba piciorului sub mine
dar nu sunt peste călcâi, da? Pur și simplu stau pe parte și la fel, mă aplec. Mă îndoi înainte. Hai încă o dată. Perfect! Ne așezăm pe genunchi, pe genunchi, așezăm bazinul pe călcâie și fiți atenți, tot așa, palmele sunt față în față, le sprijin pe coapse și încerc să întind coloana. Mă sprijin în palme, câteva exerciții de elongație, da? Pur și simplu încerc să întind coloana foarte bine și stau acolo, stau. Și încă o dată, ups, bate vântul, întinde bine, să simți cum se întinde coloana, tot aceeași poziție eficientă poți să o folosești și aceasta, da? Fie pe genunchi, fie în picioare și lași, lași să se întindă coloana bine, bine, bine. Și pentru încheiere, avem nevoie de un perete, de un scaun, știu, de marginea unei canapele, nu contează. Important este ca picioarele să le așezi sus, pe ceva, să muți picioarele stânga-dreapta, tot așa tragi un picior jos. Important e ca sesiunea acestui video să se încheie în această poziție și stai acolo, simți cum se descătușează și se duce toată durerea, stai acolo 2 minute, 3 minute cât îți cade bine. S-a făcut? Îți mulțumesc din suflet pentru atenție, sper că ai participat cu mine. Îți recomand înainte de aceste exerciții, poți să faci să nu te sfiești și să repeți și exercițiile din video pentru dureri mari lombare sau pentru dureri lombare, ca să fie antrenamentul cât mai complex, dar și mai eficient. Asta a fost tot, îți doresc multă, multă sănătate, până data viitoare, toate bune!